Oameni buni, am întors la Interviews for Hope cu Adina Iancu, moașă și expert în alăptări, dar ceea ce ne spune ea este fenomenal. Adina, vorbeam despre partea asta de după naștere, când copilul este efectiv luat de la pieptul mamei și ar trebui să stea acolo exact în momentul în care se naște, nu? Pierde legătura, nu? Da. E foarte important ca să se inițieze piele pe piele din prima secundă după naștere. Trebuie să tragem un semnal de alarmă pentru cei care se uită, de la mame până la doctori, ca să vadă ce spune Adina, pentru că e foarte de mult bun simț ceea ce spune și e și mama Adina și știe exact ce vorbește. Exact. Și să se implementeze în toate maternitățile din țară. Partea asta. Skin to skin, piele pe piele. Și alăptarea merge mult mai bine după. Spune-mi, tu ai asistat la multe nașteri. Care este primul sunet pe care îl scoate un copil? E acel plâns? Înseamnă că e sănătos copilul? Primul țipăt al copilului e prima respirație, da, cum ar veni. Nu e obligatoriu să țipe bebelușul tot timpul. Da? Sunt alți parametri care se măsoară și se urmăresc în buna adaptare a bebelușului la viața extrauterină. Desigur că mama își dorește să-l audă, da? faptul că țipă și comunică, e o formă de comunicare. Da? Și țipătul putem să-l luăm că, hei, sunt aici, am venit, mama, unde ești, de fapt? Cam în sensul ăsta să îl luăm. Da. Deci, primul semn cum un copil e sănătos e că își trage prima suflare, cum ar veni, nu? Da. Cum vezi transformarea asta a unui om înainte de a avea copil și după ce are un copil? Adică, să zic, și femei și bărbat. Numai că e o transformare, dar ce ai simțit tu? Te responsabilizează foarte mult. Și aș putea să-ți povestesc din trăirile tăticilor cu care intru în contact. Pentru că ei și mai ales tăticii din secolul nostru, din anii noștri, sunt mult mai implicați, își doresc să fie parte din educația, din creșterea bebelușului lor și încă de la primul moment. Din păcate, în pandemie, am readus comunismul. În ce sens? În sensul în care tatăl nu mai are dreptul, nu mai are voie să intre și să fie alături de parteneră. Nici măcar după naștere, așa cum se întâmpla. Din cauza virusului? Din cauza virusului. Ciudat. Da. Bine, acum în România există o recomandare, ai cu titlul de recomandare, că ar avea voie. Doar că fiecare spital are protocolul propriu. Da, propriu. Da? Ideea este că tăticii sunt ținuți departe de bebeluș. Ceea ce nu e bine. Ceea ce nu e bine absolut deloc. Da? Pentru că ei sunt șocați. În momentul în care vine cu bebelușul după 4 zile, 3-4 zile din spital, ia-l în brațe. Deci partea asta de legătură, să spun, prima dată are cu mama, că e la piept. Da. Dar ce se întâmplă după o oră dacă îl plasează bărbatului? Și acolo se face o legătură. S-ar întâmpla lucruri minunate, sigur, sigur. Deci tu spui că cel mai bine e ca tata să fie acolo. Da. Tata să fie prezent la naștere. Partenerul, tata copilului, dacă își dorește să fie, să aibă acest drept. De exemplu, aici, la unul din spitalele din oraș, în timpul nașterii se adună în salon unde naștere mama foarte multă lume, da? De la medici rezidenți, la studenți uneori, sunt foarte mulți. Dar persoana cea mai importantă care trebuie să fie acolo nu este. Da. Și acela este tatăl. El trebuie să fie acolo. Da? Și, de exemplu, și la cezariană, în momentul în care copilul se naște prin cezariană, poate să fie plasat pe pieptul tatălui. Pentru că mama nu este disponibilă în momentul acela. Deci legătura se face cu copilul să beneficieze de piele pe piele. Sigur. Și tatăl poate să aibă aceeași conectare și aceeași conexiune cu bebelușul și să beneficieze de asta.
Sper să se uite cât mai mulți tați la toată povestea viitor, tați, să-și ia copilul în brațe după ce e pe pieptul mamei, nu? Da, e foarte important și dacă nu se întâmplă chiar în ora respectivă, dar ar fi ideal și foarte facem lobby pe partea asta. Dar și în momentul în care au ajuns acasă cu bebelușul, să facă piele pe piele. Să foarte. Reglează și se echilibrează atât tatăl cât și copilul și crește relația dintre ei. Da? În ce privește relația tatălui cu copilul, ea se creează de la primul piele pe piele, de la primul scutec schimbat. Da? Nu trebuie să așteptăm să dea copilul cu șutul în minge ca tatăl să se implice. Nu că eu dau numai când se joacă, vin și eu. Nu! Trebuie să se implice din... Și își doresc lucrul ăsta. Și apropo de ce începusem și am divagat un pic, îi responsabilizează. Clar. Da? Ce am observat că bărbații sunt un pic mai vulnerabili, își dau voie să fie vulnerabili. Ceea ce nu se întâmpla până acum, pentru că au fost educați într-un anumit mod. Da, exact. Da, ești bărbat, nu plângi, nu arăți, nu faci, nu... tare, nu te... Și își dau voie să facă lucrul ăsta. Da? Am văzut bărbați plângând cu copilul în brațe. De emoția puternică care se creează în momentul în care tu ții propriul copil în brațe. Sau copleșiți că tocmai de această parte a responsabilității, că nu, da, acum nu mai pot să mă duc la băut, dar nici nu mai îmi doresc să merg la băut, stau că eu vreau să stau cu copilul. Și am tătiși care dar eu nu vreau să plec de acasă. Eu nu vreau să merg la serviciu, că vreau, mi-e atât de greu să mă despart de ei și vreau să stau acasă cu să mă bucur de el și mai ales dacă sunt fetițe, sunt foarte atrași de exact. Bebelușe. Da. Foarte bine de știut, Adina, și felul său de a povesti, repet, este foarte convingător. Spune-mi, care e povestea asta cu nașterile în apă și nașterile, să zic, normale? Nașterea în apă și nașterile normale sunt o decizie a mamei. Ar trebui să-i oferim această posibilitate mamei să aleagă, să avem specialiști care să îi acorde această posibilitate mamei. Corect. Apa este un bun, ajută mama să se relaxeze. E un fel de epidurală nemedicamentoasă. Da? Exact. E de ajutor. Adina, îmi spuneai o chestie interesantă. La prima ta naștere ai simțit o putere interesantă acolo. Spune-mi divinitatea, partea asta spirituală, cât de mult joacă în momentul unei nașteri. Este foarte prezent. Adică, da? În ce sens este foarte prezent? Se simte, e mult mai intens, dar e greu să o simți cu reflectoarele pe tine. Mamele, de exemplu, sunt foarte multe care în timpul travalului spun rugăciuni și okay. se roagă. La fel, poate și moașele sunt care spun rugăciuni. Da? Ok. Eu, de exemplu, eu nu sunt o persoană religioasă, să zic. Da? Nu am așa credințe okay. bisericești, da? Sau spun așa popular, nu prea sunt dusă la biserică. Da? Ba, ești încă la biserică, Adina, că ești un om de o calitate umană deosebită. Ori, de exemplu, la ultima naștere a mea, personală, la care eu am născut, eu am fost mama care a născut, m-am trezit spunând, rugându-mă. Da? Există ceva mai sus de noi și ar fi foarte egoist sau... Nu știu cum să spun, din partea noastră să credem că nu există ceva mai sus de noi. Da? Bebelușii ăștia care vin cu o înțelepciune, vin cu multe, doar că noi nu suntem capabili să le vedem pe toate. Păi ce ar trebui să facem pentru a înțelege mai mult și a simți mai multe din acea inteligență care aduce bebelușul? Să fim deschiși să o vedem, în primul rând. Să fim deschiși să o vedem cu sufletul, bănuiesc, cu puterea din spatele minții, nu? Sigur. Să ne dăm voie să credem aceste lucruri și să le
palpăm, palpat impropriu spus. Spune, ce sfaturi ai da viitoarelor mămici care sunt ultima săptămână, două acolo, pe lângă faptul că e bine să mergi la anumite cursuri sau ce sfaturi le-ai da? Pot să se roage dacă sunt. Și pot să se roage, asta ajută. Și mi-ai spus încă o chestie, într-o discuție, mi-ai spus că să devină iară femei. Ce vrei să spui prin asta? Să aibă încredere în puterea lor interioară. Adică, ce înseamnă puterea interioară? Există o intuiție feminină, da? Ok, care spune ce? Care îți spune... Păi da! Ce-ți spune? Fii curajoasă că iese copchilul puternic, nu? Da, da. Okay. Este o voce care îi dă acea putere femeii. Doar că nu suntem învățate să o ascultăm. Și la viitorii tați? La domni? La domni, ei trebuie să... să-și lase orgoliile, să-și lase... să fie vulnerabili, să fie empatici, să fie alături de partenerele lor, să le întrebe și să fie curioși de naștere. Dacă nu au participat la naștere, e important să le întrebe pe partenerilor cum s-au simțit. Nu cum s-a întâmplat nașterea, ci cum s-au simțit ele. Pentru că de multe ori nașterea în România este o traumă. Femeia iese din spital cu traumă. Din ce cauză? Că nu știu ce să aștepte, bărbații nu le susțin cum trebuie. Pot să fie... depășite de ceea ce s-așteptau, da? Să nu fie... pot să primească un tratament... greșit. Neetic. Da? Abuzurile obstetricale, da? Abuzul în sala de naștere există. Ce înseamnă asta, abuz obstetrical? De la abuzul verbal, da? Un doctor nervos care n-are chef. Doctor, asistent, infirmier, da? Care ridică tonul, care vorbește pe un ton neadecvat, nepotrivit. Da? Asta e un abuz, jigniri. Desigur, mama poate să perceapă oricum în momentul ăla. Ideea este că gravida este o persoană într-un moment foarte vulnerabil. Iar cei care asistă nașterea trebuie să fie extrem de empatici, extrem de prezenți, să vadă femeia cu totul, nu doar un uter din care iese un copil. Ok. Da? Și asta e foarte important. Da? Pe lângă, nu știu, că să, chiar abuz fizic. Aveam o colegă la... E trist să auzi așa ceva, dar nu. Există așa ceva. E posibil, pentru că despre asta și vorbim, despre respectul față cel de lângă. Acum vreo 5 ani participam la un simpozion și o colegă de la Mehedin, sau nu mai știu exact, povestea cum un medic mai chiar și lovea femeile. Wow! Deci... Înseamnă că era sănătos omul. Se întâmplă, dar nu era, că nu era sănătos. Lucrurile astea se întâmplă. Exact. Femeile trec prin asta în timpul nașterii, prin multe abuzuri care nu se spun și care suntem o nație atât în care așa am internalizat abuzul încât ni se pare normal. Da? Nu, femeile erau lovite în comunism. Exact, groaznic. Păi, prin acest proiect al nostru, Interviuri pentru Speranță, exact asta vrem să... ridicăm oamenii într-așa fel încât să înțeleagă că trebuie să respecte pe cel de lângă, să-i dea mâna și să fie bun, pentru că toți avem probleme, toți suntem asaltați de lumea asta, de viața asta, asta nu înseamnă că cel de lângă e de vină. Trebuie să mă gândesc înainte de a înjura pe cineva sau de a fi ticălos, că nu e bine, nu? Cu atât mai puțin nu e ticăloasă femeia care naște. Exact, exact. Da? Și care are nevoie de toată empatia și de toată susținerea. Da. Adina, acum la sfârșit de poveste faină, în câteva secunde, ce mesaj ai avea tu pentru țara noastră, pentru românii noștri frumoși? Un mesaj din partea unei moașe sensibile? Să fie bun, să fie empatici și... dacă știe cineva și poate să mă susțină, eu îmi doresc foarte, foarte mult să fac o casă, nu de naștere, o casă în care să
poată să-și găsească suportul necesar adolescentele gravide. Pentru că și asta e o mare problemă la noi în țară. Suntem pe primul loc în Europa la gravide adolescente și minore, da, gravide minore. Cea mai mică mămică gravidă avea 11 ani. Da? Sunt abuzuri foarte, foarte grave. Și atunci îmi doresc foarte mult să fac o casă de acest gen în care să vină mamele minore să aibă suport medical, nutrițional, absolut tot ce au nevoie să-și ducă sarcina la bun sfârșit, să fie ele sănătoase, bebelușii sănătoși și bebelușii aceia să dacă gravida, adolescenta respectivă își dorește, să-l dea direct spre adopție. Adina, povestea cu tine a fost mai mult decât fenomenală și sensibilă. Oameni buni, vă rog să o căutați pe Adina Iancu din Târgu Mureș și să o ajutați să facă acea clinică, pentru că merită un suflet mare, este greu de găsit, dar l-aveți aici în fața dumneavoastră. Adina, mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră și la televiziunea M9 TV din Mureș. Oameni buni, pe curând! Mulțumesc și eu!